Bună, dragilor! Haideți să vă arăt cum mă pregătesc eu rapid de un eveniment la final de 2021. Întâi mă înmoi bine în apă. Nu exagerez totuși, 10-15 minute sunt suficiente pentru că nu vreau să ajung murătură. Ca să am o piele cât mai fină, exfoliez. Nu folosesc scrub, desigur, pentru că scrubul este mai agresiv, ci mănușa nude pentru corp, confecționată din 100% mătase naturală. Ud mănușa, storc excesul de apă și o pun pe mână. Apoi încep să exfoliez încet, nu aplic prea multă presiune, face treabă foarte bună, delicat. Nu trebuie să fim agresivi cu pielea, ea ne protejează, nu e bine să o supărăm. Prin exfoliere se îndepărtează celulele moarte, diversele impurități rămase pe piele ajută la estomparea unor imperfecțiuni. Mănușa nude este o variantă naturală de exfoliere, potrivită pentru persoanele care nu pot sau nu vor să folosească exfolianți chimici. Aplic apoi o loțiune de corp, fără parfum. Este o alegere mai bună. După exfoliere, pielea devine mai permeabilă și crema hidratantă se absorbe mai bine. Are un efect mai rapid și mai intens de hidratare. Am folosit Skin Recovery de la Avon. Nu prea multă cremă totuși, că altfel e nasol la îmbrăcat dresuri. Cred că fetele știu cum vine treaba asta. Nu e musai să vedeți pielea moartă care se exfoliază, dar câteodată iese la iveală. Satisfăcător, nu-i așa? Pentru față folosesc de obicei exfolianți chimici, dar am reintrodus tretinoin de 3 ori pe săptămână și, ce să zic, a revenit exfolierea vizibilă a pielii. În mod normal nu mă deranjează, dar înainte de un eveniment nu e prea plăcut. Se vede pe sub machiaj. Așa că intră în acțiune mănușa nude pentru față. Am scăpat imediat de pielea ridicată, acum am un ten numai bun de machiat. Rutina simplă în rest. Umezesc ușor tenul cu un toner Apos, acesta este de la Yada. Apoi aplic un serum ușor și calmant, Stressless de la Geek & Gorgeous, este perfect. La final de rutină, hidratarea, desigur, cu Altruist Fluid. Este foarte important acest pas pentru a menține un ten sănătos. Urmează machiajul și sunt gata de petrecere. O să dansez până la ziua. O să-mi pierd pantofii mai ceva ca cenușărea sa.
dar stai, nu am eveniment, că e pandemie. Asta e, Netflix and chill să fie. Bye bye!